Bună ziua, bine v-am găsit la un nou interviu de la distanță. Astăzi îl avem alături de noi pe Gabriel Sincu, este director TMF România. Bună ziua, domnule Gabriel! Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur să fiu așa alături de noastră virtual de data asta. Mi-e dor de sediu frumos pe care l-aveți în Calea Victoriei. Poate ne vedem odată și acolo. Cu siguranță sperăm că odată cu vaccinurile să începem să revenim cât de cât la un normal. Mă rog, nu o să ne mai întoarcem la normalitatea pe care o cunoșteam, dar totuși interacțiunea umană contează foarte mult și până la urmă cred că toți ne-am săturat să facem întâlnirile virtual de la distanță. Uneori e important să fim și față în față. Dar mai avem puțin de așteptat din punctul meu de vedere. Așadar, fără să o mai lungim, haideți să începem puțin cu începutul dumneavoastră. Sunteți Country Director la TMF România. Până la urmă, TMF este una dintre cele mai importante firme de contabilitate pe piața locală. Și acum v-aș întreba, care sunt provocările profesiei dumneavoastră în secolul 21? Da, într-adevăr, sunt multe și o să las mai la sfârșit COVID-ul, că am vorbit de la început. Așa cum a spus, noi suntem unul dintre liderii pieței de contabilitate, CECAR-ul, organizația care ne reglementează profesia, ne-a recunoscut ca fiind cei mai buni în ultimii 2 ani de zile și da, să ne menținem acolo e și asta o provocare în sine, din punct de vedere comercial, să spun așa. Acum, din punct de vedere al profesiei, aș zice că sunt două categorii de provocări pe care le vedem în momentul de față. Una care nu ține neapărat de noi, de România, e o situație globală, da, la nivelul întregii planete. Și aici vorbim în principal de globalizare, vorbim de automatizare și standardizare. Ca peste tot în lume, profesia noastră tinde către a deveni ceva global. Standardele internaționale de contabilitate sunt din ce în ce mai mult folosite și acceptate de către guvernele lumii. Și atunci nu mai e o mare diferență între a fi un contabil la București sau unul la Kuala Lumpur sau la New York. Până la urmă, meseria e aceeași, regulile încep să fie aceleași, specificul local din ce în ce mai mult dispare, pentru că, da, așa cere piața, e nevoie ca un investitor de pe cealaltă parte a lumii să fie ușor acelui investitor să citească niște situații financiare ale unei companii din România. Deci, vrând nevrând, suntem forțați să mergem în direcția asta. Și aici mi-aduc aminte de o replică a unui profesor din facultate care ne spunea prin anii 90, dragilor, dacă nu intrăm noi în Europa, o să dea Europa peste noi. Ceea ce, după cum am văzut, s-a și întâmplat. Așa și în domeniul nostru. Avem, în momentul de față, situația pe care o avem, lumea se schimbă și noi trebuie să ținem pasul cu ea, inclusiv în domeniul contabilității. Și asta ce înseamnă? Ce înseamnă pentru noi? Înseamnă că, e clar, nu vom mai putea fi acea locație low cost care am fost până de ceva vreme. Vedem cu toții că salariul minim în România merge în sus, ceea ce e foarte bine. Dar asta înseamnă, pe de altă parte, că noi nu vom mai putea concura cu acele shared service centers, acele unități de outsourcing din Asia, să spunem, unde oamenii sunt mult mai prost plătiți decât aici și care, așa cum spuneam, fac mai mult sau mai puțin același lucru. Trebuie să ne diferențiem prin calitatea serviciilor pe care le oferim și prin o cunoaștere cât mai bună a ceea ce mai rămâne din specificul local. Și aici vorbesc în principal de zona de fiscalitate. Deci asta ar fi o problemă. O a doua, la nivel global, iarăși o reprezintă automatizarea. Știm cu toții că toată lumea în momentul de față vorbește de tot cuvinte și formulări din astea, OCR, RPA, AI, care, da, câteodată par să ne sperie. În direcția asta se îndreaptă lumea. Nu vom mai avea contabilul, de fapt a dispărut de mult contabilul cu
cu mânecile cârpite, da? O să dispară în curând și contabilul înconjurat de dosare, îngropat în hârtii, pentru că toată lumea trece pe format electronic. Și, sigur, în locul lui, din ce în ce mai mult vom vedea pentru aceste procese repetitive și câteodată plictisitoare, tehnologia făcând treaba în locul oamenilor. Și din nou ne uităm că lucrurile astea vor dispărea, se vor muta poate în altă parte a lumii, pentru noi rămânând practic taskurile, responsabilitățile care cer o mult mai mare analiză, capacitate de sinteză și, dacă vreți, professional judgment, judecată profesională, da, ca să spunem în română, lucru care încă nu poate fi preluat de mașini în momentul de față. Deci cam astea sunt provocările, încercăm să le facem față și, așa cum am spus, să mergem înainte. În ceea ce privește specificul nostru local, cea mai mare provocare pe care o avem și care, sigur, e împărtășită și de colegii și competitorii noștri din piață, o reprezintă lipsa unei baze de profesioniști din care să putem recruta. Știm cu toții că România, în special și, sigur, în contextul actual, țările din estul Europei, avem în acest moment o problemă demografică cu foarte puțin tineri comparativ cu noi cei din vârsta a doua, trecuți de 40 de ani, născuți în vremea de dinainte. Deci e clar că avem o problemă numerică, din start baza de selecție este redusă. După care avem și problema emigrației, foarte mulți oameni buni hotărând să plece, vedem cu toții, sunt foarte mulți tineri care acum merg să studieze la licee, chiar la facultăți, din ce în ce mai mulți în afara României și dintre care o mică parte, din păcate, decide să se mai întoarcă și să lucreze aici. Ceea ce pentru noi face foarte dificilă selecția, da? Să găsim și oameni buni și disponibili. Bătălia pe talente e foarte, foarte puternică în momentul de față. Încercăm să-i facem față, sigur, fiecare angajator are aturile, plusurile și minusurile sale, fiecare încearcă să-și maximizeze ceea ce are mai bun, astfel încât, așa cum spuneam, să poată să atragă cei mai buni oameni din piață la momentul de față. Sigur, e și meseria pe care o avem în momentul de față, poate că sunt unele zone care par mai atractive pentru tineri, știm cu toții domeniul IT, care a luat are o foarte puternică dezvoltare în România, au și niște facilități fiscale pe care noi nu le putem oferi oamenilor noștri și care, iată, atrage o mare parte din tinerii buni, dar totuși cu eforturi reușim și noi an de an să angajăm juniori care să crească, să se dezvolte și suntem mândri că avem în momentul de față foarte mulți profesioniști în piața din România care au trecut pe la noi și au învățat meserie în birourile noastre. Ați punctat foarte bine, oricum, una din întrebările mele deja era pe zona asta, cât de greu este să atragi forță nouă de muncă. Știm, exact cum ați punctat și dumneavoastră, că multe domenii au această problemă în a atrage oameni angajați. Dar totuși ați spus ceva de automatizare. Până la urmă, automatizarea cât de mult vă afectează business-ul? Adică automatizarea vă afectează până la urmă business-ul sau este o chestie complementară care, din contră, creează ceva facilități și vă ajută să vă dezvoltați? Știți cum e. Până la urmă trebuie să încercăm să transformăm orice amenințare în oportunitate. Desigur, spuneam că automatizarea făcută pe procesele contabile ale clienților noștri de multe ori
ia din munca pe care noi o făceam aici și o trimite în altă parte. Deja, așa cum am spus, nu mai suntem așa de ieftini încât să fim atractivi din perspectiva prețului. Și atunci, da, roboții ăștia informatici care lucrează puși oriunde în lume vor prelua munca asta repetitivă pe care oamenii o făceau înainte. Pe de altă parte, da, e o oportunitate pentru că aceiași oameni eliberați de povara debit-credit și de lucruri plictisitoare unde, desigur, și șansa de a greși e mult mai mare atunci când faci ceva repetitiv. Acești oameni au posibilitatea să facă un pas înainte și să primească niște responsabilități mult mai interesante, să facă niște analize, să poată să se uite pe niște cifre, să vină în mod proactiv către client și să-i propună niște soluții prin care business-ul respectiv să se dezvolte, să aibă un avantaj competitiv față de clienți. Deci da, avem și noi în vedere aceste tehnologii, nu întotdeauna le putem implementa, de exemplu în cazul clienților mici, cu puține tranzacții și care până la urmă se pot face mult mai ușor folosind metodele tradiționale de contabilizare, acolo ar fi ineficient să mergem către o automatizare, pentru că ne costă mult mai mult să dezvoltăm, să programăm și să implementăm un astfel de robot informatic decât munca unui junior care vine și înregistrează o mână de documente contabile. Deci și automatizarea asta are limitele ei și trebuie făcută cu măsură pentru că, desigur, automatizare cu orice preț, iarăși ajungem în capătul celălalt al problemei și devenim din nou ineficienți. Dar da, ăsta e viitorul, e clar, vedem cu toții că și autoritățile încep din ce în ce mai mult să înțeleagă nevoia automatizării și eficientizării muncii. Chiar am avut o surpriză plăcută anul trecut când foarte multe inspecții fiscale s-au desfășurat de la distanță, așa cum facem și discuția noastră de astăzi, cu documentele scanate și trimise inspectorilor spre analiză, răspuns pe e-mail, comunicare pe diverse mijloace de comunicare, audio-video, și zic eu că ne-am descurcat foarte bine. Sigur, așteptăm următoarea etapă când autoritățile fiscale, ANAF-ul în speță, va putea să ne pună la dispoziție posibilitatea de a emite și a primi facturile în formă electronică, direct prin portalul acestei instituții, ceea ce ar însemna o foarte mare ușurare atât pentru noi cât și pentru dumnealor, pentru că, desigur, ei vor avea la momentul respectiv toate informațiile și nici nu va mai fi nevoie să știm noi, contribuabilii, că suntem verificați. Fiscul o să facă verificări, o să aibă posibilitatea de a face analize pe datele pe care le are și mult mai ușor va putea să combată problema pe care o avem în momentul de față cu evaziunea fiscală. Deci da, toată lumea merge în această direcție și cu siguranță că peste 10 ani imaginea contabilului pe care o avem acum va fi fundamental schimbată. Aș mai aborda o mică problemă. Multă lume știe că, mă rog, lăsăm la o parte clienții foarte mici, vorbim de acei big players din piață, da? Care în general au niște contracte cu furnizori făcute la nivel global. Adică în sensul în care o firmă foarte mare din România are eventual o firmă de contabilitate stabilită la nivel global, nu stabilită la nivel local în România. În astfel de cazuri se întâmplă, nu de puține ori, ca serviciile pe care le oferă acea companie de contabilitate, să o numim așa, stabilită la nivel global, să nu ofere aceeași calitate a serviciilor pe care o oferă în afară, aici în România. Și atunci, fiind manager a unei companii de aici în România, subsidiar a unei firme mari din afară, realizez că nu poți
să faci nimic în sensul ăsta. Adică, pe de o parte, beneficiezi de niște servicii care nu sunt conforme la standardele pe care vrei tu să le aplici și să le ai, și în același timp nu poți să schimbi nimic, pentru că decizia este luată în afară. Cum comentați acest lucru? Ce ar trebui să se întâmple? Ce ar trebui să se schimbe? Așa este. Aveți perfectă dreptate. Este problema clienților captivi, dacă vreți, unde se mai întâmplă ca furnizorii să nu-i trateze cu atenția pe care ar trebui să o arate. Eu îndrăznesc să spun că noi încercăm și reușim de cele mai multe ori să nu jucăm în această ligă. Clienții noștri ne plac, zic eu, avem clienți cu care suntem de peste 10 ani. TMF în România a împlinit 21 de ani anul trecut. Deci spuneam, avem clienți cu care colaborăm de foarte multă vreme și care sunt mulțumiți de serviciile noastre, ba mai mult au decis să extindă colaborarea cu noi, atât aici în România, pe alte domenii, nu doar contabilitate, pentru că avem și alte servicii, cât și în afară. Este într-adevăr o problemă și ea e legată de acea globalizare de care spuneam mai devreme, atunci când la nivel central, acolo unde se află echipa de decizie a unei companii naționale, cineva spune da, lucrăm cu furnizorul X sau Y și cei din țări nu prea au posibilitate de a putea să negocieze ceva sau să schimbe lucrurile. Iarăși, revin la cazul nostru, noi avem foarte mulți, majoritatea clienților noștri sunt unii pe care i-am câștigat aici local, nu sunt din categoria celor globali și atunci și pentru ei cu siguranță că a trebuit tot timpul să oferim servicii de cea mai bună calitate pentru că pleacă imediat. Și desigur, odată ce oamenii au înțeles că ăsta e standardul, asta e ștacheta de calitate pe care TMF o ridică, atunci nu facem nicio diferențiere și toată lumea, toți clienții noștri primesc un tratament similar. Și, așa cum spuneam, încercăm să fim la nivelul așteptărilor lor. Desigur, lumea se schimbă, lucrurile devin din ce în ce mai complicate, iar România știm cu toții că nu este un model în ceea ce privește stabilitatea legislativă. Avem modificări în zona asta de, poate de contabilitate mai puțin, dar pe zona fiscală, care sigur intră tot în responsabilitatea noastră. Avem modificări substanțiale de la an la an. Știți cu toții că era o vreme când noi contabilii și consultanții fiscal glumeam că între Crăciun și Revelion noi ne delectăm citind noile modificări de cod fiscal. N-a mai fost cazul anul ăsta, deși am avut și acum ceva modificări. Dar, da, revenind, România este o piață specifică. Încercăm să fim la cel mai înalt nivel. Noi zicem că reușim de cele mai multe ori și, sigur, încercăm să ne îmbunătățim, să mergem înainte și să ținem stagul sus. Am început discuția, de altfel nici n-aveam cum să evităm lucrul acesta, cu o discuție despre pandemie. Aș vrea să vă întreb până la urmă cum este viața unui contabil pe timp de pandemie. Da, ce să zic, noi suntem, dacă vreți, într-o categorie undeva la mijloc. N-am fost nici norocoși care am reușit să spargem recordurile de vânzări anul trecut datorită condițiilor respective, cum au fost firmele de tehnologie, de exemplu, da? Am văzut cu toții ce raliuri au fost pe bursă la companiile mari de tehnologie, cum le-au crescut acțiunile. Dar, din fericire, nu suntem nici în categoria celor afectați puternic, da? Cum au fost cei din retail, de exemplu, sau Horeca, unde, într-adevăr, noua situație s-a simțit foarte tare. Noi, da, suntem undeva la mijloc, au demonstrat-o și rezultatele de la finalul anului, care au fost cam
la același nivel cu cele din 2019. Ne-am bucurat că n-a fost nevoie să renunțăm la oameni din echipa noastră, ba din potrivă, a trebuit să mai angajăm. Cum a fost viața noastră? Sigur, ne-a luat și pe noi prin surprindere. 2 săptămâni au fost la început foarte, foarte dificile, când trebuia să ne organizăm, să ne planificăm cine se leagă la server de la distanță, de acasă, pentru că serverele noastre nu erau la momentul respectiv dimensionate să facă față la un așa de mare număr de oameni lucrând din afara biroului. Am lucrat pe rând și dimineața și noaptea și în timpul zilei. Până la urmă, sigur, cu eforturi câteodată supraomenești din partea IT-știlor noștri, am reușit să rezolvăm problemele și acum, da, ne-am așezat foarte bine. În momentul de față, desigur, și cu clienții am reușit să stabilim un mod de lucru prin care documentele vin la noi în format electronic sau, dacă mai bine, în format fizic. Avem câțiva colegi la birou care ne ajută cu scanarea și încărcarea lor în sistem. Dar altfel, da, toată lumea are un laptop, lucrează la el, suntem conectați aproape toată ziua, da, pe sistemele astea moderne de comunicare și reușim să facem față. Desigur, n-a fost deloc ușor, nici pentru noi. Am avut clienți care au suferit, a trebuit să fim alături de ei, dar până la urmă, așa cum spuneam, eu zic că am trecut cu bine și am reușit să supraviețuim, să vedem ce va fi mai departe. Aș vrea acum să vă întreb, că ați menționat la un moment dat în cadrul interviului că TMF nu oferă doar servicii de contabilitate, ci știu că dumneavoastră aveți și o linie de business pe zona salarizării și a resurselor umane. V-aș întreba ce provocări există pe această verticală de business. Da, într-adevăr, și acolo au fost multe, multe probleme. Cele mai importante, cele legate, evident, de COVID, pentru că ați văzut, au fost modificări legislative, au fost facilități acordate unor industrii, facilități pe care nu prea am știut cum să le interpretăm. A trebuit să solicităm ajutor autorităților. Autoritățile, de multe ori, nici ei nu știau, oamenii de acolo, cum să ne răspundă. În fine, a fost dificil, mai ales în condițiile în care noi, echipa noastră de HR și salarizare, resurse umane și salarizare, se ocupă cam de 40.000 de oameni în fiecare lună, deci vă dați seama că nu e deloc ușor. Dar da, am reușit să trecem peste toate astea, am reușit să-i ajutăm pe oameni să-și primească salariile la timp, ceea ce e cel mai important. Acum, ce provocări sunt în zona asta? Desigur, ca și în partea de contabilitate, vorbim de globalizare, de automatizare, dar sigur aici avem specificul local mult mai puternic, tot ce înseamnă impozitare, impozite, contribuții sociale, obligații declarative, care sunt, din fericire, în momentul de față, majoritatea în format electronic, ceea ce ne-a ajutat foarte mult. Altfel, sigur, o problemă foarte de foarte mare importanță pentru noi o reprezintă această nouă legislație, nu mai chiar nouă, are deja aproape 2 ani de zile, referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Pentru că vă dați seama, noi, având de-a face cu peste 40.000 de oameni în fiecare lună, nu-i deloc simplu să gestionez toate aceste informații și sistemele noastre trebuie să funcționeze practic perfect ca să nu avem niciun fel de scăpări, pentru că știm cu toții orice astfel de scăpare costă și doare foarte tare în autoritățile, nu glumesc când e vorba de datele cu caracter personal. Am reușit în anul care a trecut să implementăm niște soluții informatice care să ne ușureze munca, să ne ajute într-o comunicare mai bună cu clienții și zicem noi că da, suntem și în domeniul ăsta între liderii din piață, mai ales că avem o certificare ISAE care
ne confirmă faptul că procesele noastre funcționează așa cum ar trebui și că suntem un furnizor de încredere. Înainte de a încheia acest interviu, acum nu știu dacă lumea nu realizează, dar eu cel puțin simt că de anul trecut până acum nu a trecut doar un an, nu știu cum să vă spun, eu un sentiment foarte ciudat, mi se pare că a trecut o eternitate, în sensul în care în martie anul trecut am avut parte de primul lockdown. Deci, practic, mai avem puțin, se împlinește un an de când am început noi în România, cel puțin, să conștientizăm foarte bine pandemia. V-aș întreba, până la urmă, cum vedeți viitorul? Da, viitorul, sigur, e acolo. Nimeni nu știe cu siguranță cum va fi. Noi nu putem decât să ne pregătim. E clar că până la urmă și situația asta va trece. Desigur, nu ne vom mai întoarce, așa cum spunea și dumneavoastră la început. Lumea nu va mai fi așa cum a fost acum un an și ceva de zile. Chiar și noi, în cazul nostru, a trebuit să renegociem contractul de chirie pentru unul din birourile pe care le avem și da, am renunțat cam la 30% din spațiul pe care l-aveam acolo, pentru că ne-am dat seama că lucrul de la distanță merge foarte bine, ne-am dat seama că oamenii sunt mulțumiți, deși unii dintre ei încă suferă de lipsa socializării, suferă de posibilitatea de a interacționa direct și de a procesul ăsta de învățare și de includere, de incluziune în echipa noilor veniți, ăsta e cel mai dureros în momentul de față. Dar încet, încet învățăm să facem și treaba asta. Deja ne gândim foarte, foarte serios să începem să angajăm oameni în afara Bucureștiului, da? Chiar dacă lucrurile vor reveni și vom putea să fim cât mai mulți la birou. De ce nu? Am învățat că se poate și un contabil bun din Baia Mare sau din Suceava ne poate fi de ajutor în egală măsură cu unul pe care îl avem aici în București. Deci clar că în direcția asta ne vom îndrepta. Ăsta e un mare avantaj pentru noi. Iată, dintr-o dată avem o arie mult mai largă de unde putem să ne alegem specialiștii, viitorii colegi. Pe de altă parte, da, am spus la început despre automatizare, despre robotizare. Până la urmă trăim în țara de unde a pornit UiPath, da? Unul dintre liderii mondiali în RPA. Și trebuie să facem pași în direcția asta. E clar că trebuie să fim acolo, așa cum spuneam, trebuie să ținem steagul sus, trebuie să încercăm să fim în continuare lideri în domeniul nostru și să avem în vedere aceste noi tehnologii și provocări. Va fi greu pentru companiile mici de contabilitate care nu au neapărat un factor care să-i diferențieze în momentul de față, dar, desigur, și ei își vor găsi până la urmă nișa lor de piață și sunt convins că pentru profesioniștii de valoare va exista întotdeauna un loc și lucrurile vor merge în direcția în care sperăm cu toți, adică spre mai bine. Practic, până la urmă, putem să tragem concluzia că și pandemia, iată, ne-a adus și lucruri pozitive. Știu, sună ironic, dar până la urmă așa este. Cu toții am învățat și ne-am adaptat până la urmă că, iată, se poate lucra și la distanță, chiar se poate lucra foarte bine. Într-adevăr, relațiile sociale sunt foarte importante, dar putem să rămânem cu niște idei, cum ar fi că nu ai nevoie de un spațiu atât de mare pentru birouri, la fel de bine poți să lucrezi cu o parte din echipă la birou, cu altă parte remote, folosind legislația telemuncii. Deci lucrurile nu sunt atât de negre cum păreau, sincer, acum un an de zile.
Adică iată că noi avem capacitatea și încă o dată demonstrăm că noi ca oameni putem să ne adaptăm aproape oricăror situații. Cu siguranță, cu siguranță așa este și da, tot ce ne dorim este să luăm ceea ce e mai bun din ceea ce trăim acum și da, să reușim peste o perioadă cât mai scurtă să ne uităm în urmă și să putem să zâmbim, să ne bucurăm că lucrurile s-au terminat și da, să fie asta un episod de care să avem ce să povestim la nepoți. Pe această notă pozitivă, eu aș vrea să vă mulțumesc pentru acest interviu și cu siguranță sperăm ca în viitor să ne vedem și față în față la un interviu din studio.